picioare, cu mâinile ridicate, pentru a face din nou cel mai frumos moment din România! Oțelul Galați, singura echipă neînvinsă din Liga 2 în această ediție de campionat, o întâlnește astăzi pe Viitorul Pandurii Târgu Jiu, Târgu Jiu în careul Oțelului. Și acum un șut, o centrare acum în careu pentru Cârjan, ocazie mare. L-am văzut pe italianul Cizotti în careu, mingea sare, cade pe linia porții și ocazie mare, gol pentru Oțelul Galați. Se cere un hands, poate, sau un fault. Golul anulat în primă fază, arbitrul acordase golul, probabil că a fost atenționat de arbitrul asistent. De la o echipă cu probleme la alta pentru Florin Stângă. Să vedem acum la Viitorul. Parcă a găsit o stabilitate. Ai Viitorul care atacă, șutează și ocazie mare pentru oaspeți. Bate Neagu, centrare în careu în fața porții și Viitorul atacă și șutează la poarta lui Bozoancă, un pic pe lângă. Iată centrarea lui Neagu. Minge pentru Cizotti, acum la Mitoi, prima acțiune, un egal și 7 înfrângeri, dacă se va menține scorul din acest moment. Atacă Viitorul, respinge Favră, minge, ajunge cu noroc și ce eroare, lovitură de teatru la Galați, ce eroare în apărarea Oțelului. Favre respinge cu capul într-un coleg și mingea ajunge la Dodoi, care marchează. Acum o minge cu metalul Globus. Acum în atac Oțelul, gol! Până la urmă, iată, vine golul pentru Oțelul Galați. Bucurie maximă pentru fanii lui Dorinel Munteanu și ai Oțelului. Reușește George Cârjan, golgheterul. Din nou Neagu în fața porții cu capul, balonul, să vedem pe unde se află. Rămâne Oțelul Galați în atac, Rus cu centrare din primă, o centrare care pare bună, cu capul, scol! Oțelul Galați dă lovitura, minutul 93 al partidei, gol tot pentru George Cârjan. Își put partidei, gol tot pentru George Cârjan. Își pune capul la contribuție Cârjan și marchează două goluri importante pentru Oțelul Galați. Iată, întoarce soarta partidei Oțelul Galați, calificat în grupele Cupei României cu un gol marcat în minutul 93. Oțelul Galați reușește în același minut să puncteze și în partida de campionat cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu, 2-1 pentru echipa lui Dorinel Munteanu. În acest moment Galațiul urcă din nou pe prima poziție a clasamentului ligii, secunde, 18 puncte pentru Oțelul în acest moment. Iată faza, mingea ajunge la Rus care centrează din prima. O centrare perfectă, o centrare dificilă,